Bună, Robert! Ne bucurăm tare mult să fiți alături de noi la această ediție a Bucharest Technology Week. Spune-mi, te rog, care sunt noutățile pe care le prezentați? Am venit cu câteva produse noi, de exemplu valizele electrice, cea care se transformă în scooter și cea care știe să te urmărească prin aeroport, de exemplu. Câteva modele de monocicluri noi, niște trotinete electrice noi, pe partea de îmbunătățirea calității aerului, aparate care te ajută să ai un aer mai curat, mai proaspăt în casă, dezumidificatoare, umidificatoare, purificatoare de aer. Îți mulțumesc. Spune-mi, te rog, ce obiective de business v-ați propus pe anul 2019? Să facem astfel de produse cât mai cunoscute publicului care este prezent aici. Să lăsăm oamenii să testeze astfel de produse pe cât posibil și, de ce nu, să culegem contacte și parteneri de business pentru viitor. Mulțumesc și aș vrea să te mai întreb cum vi s-a părut vibe-ul evenimentului până acum și care sunt motivele pentru care v-ați alăturat Bucharest Technology Week. Suntem parteneri mai vechi Bucharest Technology Week. Vibe-ul este unul bun anul acesta. Ne-a ajutat și soarele, chiar dacă vineri a fost puțină ploaie, dar după aceea s-a îndreptat vremea. Lumea este hotărâtă să găsească ceva nou, ceva interesant. Pozitivitate, oameni interesați, un vibe pozitiv bun. Îți mulțumesc și vă așteptăm și ediția următoare. Cu siguranță.